Pentru nativii Irak avem o identificare foarte puternică cu munca zilele următoare. Soarele se pregătește să intre pe o casă foarte interesantă, se pregătește oricum să intre în semnul săgetătorului, pe casa serviciului. Deci îndemnul este de a acționa foarte puternic, foarte just, foarte ferm în plan profesional. Nu încercați, în schimb, să controlați acțiunile celorlalți. Vorbeam despre acest soare pe grada anaretică acum, care arată faptul că cu toții, dar mai ales racii, pentru că se află într-o poziție delicată pe casa 6 soarele, putem fi sfidați de oameni care au oarece autoritate. Nu neapărat șefii noștri, pot fi pur și simplu oameni care se erijează în șefi. O mică schimbare de atitudine poate să-i pună pe nativ Irak pe făgașul corect. Da, este o perioadă în care nu avem de-a face, am spus și anterior, cu lucruri predictibile. Ca atare, racii care sunt lunari și care știm foarte bine că fiind guvernați de lună, nu simpatizează foarte mult lucrurile mai puțin predictibile. V-ați dori lucruri care să nu vă tulbure lunar, deci lucruri care, pe care le știți, pe care le puteți pune pe căprării și pe care să știți exact pe ce contați. Acest soare despre care vorbeam, care acum se găsește și va trece pe casa a șasea, pentru nativ Irak propune un soi de acceptare a superiorității anumitor persoane la locul de muncă. Dar nu în ideea în care le recunoașteți în totalitate meritele ca și când noastră ați fi sub nivelul lor, ci în ideea în care vă dați seama că uneori cineva trebuie să cedeze. Și dacă acum este să fiți dumneavoastră cel care cedează, pentru că într-o potențială luptă sau într-un potențial conflict, probabil că persoana aceea ar câștiga pentru că este mai combativă sau mai virulentă, mai bine cedați dumneavoastră. Deci nu amplificați această diferență de interese care apare zilele următoare la locul de muncă, pentru că poate să devină mult mai supărătoare decât dacă v-ați face că nu o vedeți. Sunt încurajate în perioada imediat următoare pentru nativ Irak acțiunile pe cont propriu. Încercați, este tot ceea ce vă pot sugera, să vă încărcați bateriile și în afara parteneriatelor, pentru că parteneriatele, v-am mai spus, fie că este vorba despre partenerul de cuplu, fie că este vorba despre orice fel de asociere, sunt puțin conflictuale din cauza acestor trei planete aflate încă pe semn opus. Deci, oricât de impecabil v-ați purta și dacă ați fi perfecți pur și simplu, tot există aceste conflicte. Pentru că Universul, atunci când vrea să ne testeze, să ne calmeze, să ne liniștească, să ne ajute să ne maturizăm, vine și cu conflicte. Deci dacă aici vedem că este o zonă un pic tensionată în această perioadă, de care vom scăpa cât de curând, trebuie să facem în așa fel încât să evităm. Și atunci, acțiunile pe cont propriu, cele care nu ne fac să ne raportăm atât de serios la parteneriate de toate tipurile, vor fi mult mai mult liniștitoare. Nici nu vă veți mai simți răspunzător pentru persoanele din diverse asocieri, nici nu veți mai detesta erorile acestora și, să spunem, diverse lucruri pe care nu le fac cum trebuie, nici nu va mai exista polemică, nici responsabilități și așa mai departe. Deci încercați să puneți o lumină favorabilă mai mult pe ceea ce faceți pe cont propriu, nedepinzând de cei din jur. S-ar putea să vă vină idei noi. Avem un Uranus în domiciliu ca și casă pentru nativ Irak, care favorizează, sigur că da, vizionarism, vizionari, iraci vizionari. Trebuie să reîncărcați bateriile în zona profesională, deci trebuie să, și în zona socială. Trebuie să schimbați puțin atitudinea, care poate repune totul pe făgașul corect. Pe plan profesional, puteți să faceți acest lucru. Să veniți cu elemente de neprevăzut la locul de muncă, care vor fi foarte apreciate de către șefi. Vorbeam despre faptul că zilele acestea poate fi la toată lumea un mic conflict cu persoane cu putere de decizie sau care sunt puțin superior nouă din punct de vedere al socialului. Pentru nativii RAC, există doi poli care vorbesc despre ideea de șansă. Pe de o parte, acest Uranus pe casa 11, deci în domiciliu, care vorbește despre faptul că trebuie să fiți cât mai inventivi la locul de muncă. Și acest Mercur, care vorbește despre un fel de
condiționare verbală, deci practic puteți să ieșiți în evidență și puteți să-i atrageți pe ceilalți în momentul în care vă expuneți punctul de vedere și o faceți într-un mod non-conflictual. Deci pur și simplu doar susținându-vă un mic interes, revenind după publicitate cu Nativira. Am tot vorbit despre faptul că acest segment care se află între 15 grade balanță și 15 grade scorpion este un segment mai delicat, așa numitul segment de via combusta, karmic, cu relevanță karmică. Un segment pe care acum avem și Venus și Mercur. Deci este clar că tot ceea ce ține de comunicare relațională capătă o amprentă cu totul și cu totul specială. Deci trebuie să fim puțin mai atenți, trebuie să căutăm ca nativi rac, pentru că vorbeam despre rac, și să îmbunătățim orice tip de raport cu ceilalți, mai ales în lumea competitivă a afacerilor. Ce presupune acest grad karmic despre care tot vorbim? Pentru nativi rac, pentru cei care sunt atât de impactați de profilul lunii, iată, Mercur vine ca un fel de ajutor, pentru că ei întotdeauna au și veleități mercuriene. Este un ajutor în sensul că puteți să aduceți la același numitor o discuție cu o relaționare corectă și din punct de vedere al înțelegerii emoționale, să spunem un coleg de serviciu cu care reușesc să mă armonizez emoțional, dar cu care pot să am și o discuție destul de constructivă. Trebuie să căutăm să folosim toate valențele acestor două planete, Venus și Mercur, la, să spunem așa, la parametrii maxime, adică să existe o armonizare deosebită. Venus vorbește despre armonizare prin diplomație, prin un soi de rafinament relațional, iar Mercur vorbește despre versatilitate pe discuții. Dacă vor exista momente de dezacord în relaționarea cu ceilalți sau în orice, să spunem așa, situație la locul de muncă, o putem recomandăm minima rezistență pentru nativ irac, deci nu ripostați, și apoi o reîncărcare a o rearmonizare a relației respective. Trebuie să recunoaște zilele acestea toate marcajele cu care vine destinul în întâmpinarea dumneavoastră. În primul rând, repet, nu există loc de negociere cu acest Mercur punct mijlociu între cele două planete. Negocierile toate se fac prin intermediul unor discuții foarte clare, foarte tranșante. Trebuie să acceptați și sugestiile celor din jur. Este vorba și de despre acea inteligență vizionară despre care vorbeam, grație lui Uranus pe casa 11-a. Trebuie evitat spiritul irațional, confuz, mirajul, iluzia în orice domeniu în această perioadă, adică nu trebuie să vă îndepărtați de la realitate. Este o perioadă în care trebuie să ne punem cât mai mult în acord cu realitatea, în toate domeniile, pentru a nu greși, chiar cu riscul de a observa unde greșim noi. Spuneam că sunt câteva zile în care s-ar putea ca ceilalți să ne arate puțin cu degetul și să pună punctul pe ei, chiar dacă prin intermediul unor conflicte în care noi s-ar putea să ne simțim nedreptățiți sau prin judecăți subiective, totuși există și un sâmbure de adevăr acolo. Mergem mai departe să vedem și, repet, este foarte important să percepem valoarea de sine.